Bună, dragilor! Eu sunt Egicinci, iar astăzi avem aici pe Lucy cu un slime mauve, da? Și pe Miranda cu un slime roz, da? Foarte drăguță culoarea roz, nu-i așa? Să ne scrieți în comentarii ce culoare preferați! Ok, și după asta, din aceste slime-uri vor ieși două personaje noi care vor apărea în episoadele OG5. Da, deci este niște slime-uri foarte interesante. Mie îmi place mult al meu pentru că are culoarea mea, e mauve, și are sclipici. Și eu am sclipici în mine, dar nu cred că se vede. Am sclipici în cap, foarte micuți. În fine, și eu am sclipici în mine, da, și eu. Mie îmi plac mult pornii cu sclipici, îi ador. Și vor ieși două personaje noi, cum am zis. Apropo, poate știți videoclipurile în care am făcut eu slime-urile alea ciudatele mele. Să știți că să încercați să nu le faceți și voi, pentru că mi-au bușit în casă. Și dacă nu le știți, puteți să vă uitați, apăsați și voi pe videoclipul. Are gen cel mai ciudat slime văzut din lume sau ceva asemănător ca titlu. O să vă dați voi seama, o să căutați la mine. Bine, o să începem cu slime-ul meu. Ia uitați-vă ce drăguț poate să fie și ce slălucitor e. Deci o să îl scoatem și o să vi-l arăt și vouă. Ia uitați ce drăguț este! Oh, e minunat! Ia uitați cum se întinde! E așa frumos! Serios, îmi place mult! Așa, o să trebuiască să băgăm tot slime-ul în oală. Oh, ce drăguț este! E din ăla de se aude! Nu știu dacă se aude și la voi, se aude cam încet, dar se aude. În fine, este super amuzant, dar nu vreau să vă plictisesc cu alte amănunte. Iar acum vom pune capacul și așteptăm 5 minute. Eu o să aștept, dar nu o să vă arăt și vă cum aștept, pentru că o să fiu plictisitor. Și o să iasă un pornei magic din el. Ue! Se aude ceva? Ue! Da, se aude! Ce-i acolo? Hai să-l descoperim! Iac! În acest clay foarte interesant de slime se nasc poneii noștri. Eu sunt noua surioară a lui Floricica! Wow, ce drăguță este! Vedeți? Seamănă foarte mult cu Floricica. Are părul mov ca ea și pielea roz ca ea. Doar ochii sunt diferiți, dar poate ea e de la mama sau tata lui Floricica. Ok! Hai să scoatem! Lucy, este rândul tău! Ok! Ok, acum este rândul slime-ului meu. Ce drăguț e! A făcut un balonaj! Ce frumos este slime-ul meu! Seamănă așa de mult cu mine! Ce de drăguț! Voi aveți slime-uri din astea, așa? Dacă aveți, puteți să ne scrieți. Wow! Sau ce fel de slime-uri aveți, dacă nu aveți de asta? Eu am mai avut și altfel de slime. A apărut pe fostul meu canal un alt fel de slime. Într-un anumit episod, nu mai știu cum se numea. Că sunt foarte vechi episoadele astea. Miroase a lipici. Și interesant e. Ok, hai să-l băgăm în oală. Așa. Ok, acum punem slime-ul și îl întindem bine. Acum punem capacul și îl lăsăm tot așa 5 minute să iasă poneiul. Ok, hai să deschidem. Trebuie să râcâim. De slime-uri micuțe am leșinat. Așa. Ce interesant e! Ce tare este! Începe să iasă poneiul! Mai puțin! Ce drăguț ești! Asta va fi noul frățior al Miranda. Ce? Am auzit eu bine? Noul meu frate? Ce drăguț este! Trebuie să scap de aici. Da, haide să scăpăm de aici.
Lumea va fi dominată de bebelușii slime-ului. Am reușit! Eu încă nu! De ce nu se desface? Gata! Ce distractiv! Bine, veniți să vă luați noi frățiori! Nu pot să cred, am o surioară! Nu pot să cred, am un frate! Pentru că nu știm ce nume să le dăm acestor noi copii, puteți să ne lăsați nume în comentarii și eu să aleg ce mi se pare mai drăguț. Oh, ce drăguț! Hai să-l ajut să iasă din slime-ul ăsta. Da, și eu pe al meu. Ia uite, îi se întinde slime-ul. Of, am leșinat. Oh, ce-mi place noul meu frățior. Da, și mie îmi place noua mea surioară foarte mult. Bine, dragilor, nu uitați să ne scrieți culorile voastre preferate și ce nume să dăm la noi poneiași. Și dacă aveți și voi slime-uri din traceștea. La revedere!